M-am gândit de două ori ce cifra săptămânii să vă propun. De două ori m-am gândit, doi a rămas. Provocarea noastră din fiecare dimineață este să găsim două șosete de același fel. Pentru ăștia care avem pisici sau cățeie în casă, știm că este aproape imposibil. Vine cineva și prin piețe e plin de țelin acum, o legumă care costă 2 lei și care e plină de fibre, săracă în calorii și îți albește dinții dacă o consum crudă. Bine, îți mănâncă și nervii dacă o consum crudă. Apoi am văzut pe agenții că scurgerea uriașă de gaze de la conducta Nord Stream 2 se vede din spațiu. Nu s-a aflat nici acum cine a provocat dezastrul acela. Alături de mine, în studio, este Ciprian Enea, românul care a călătorit în toate țările din lumea asta, ba mai mult decât atât. Bine ai venit, Ciprian! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Sunt până în 200 de țări în lumea asta și tu ai circulat în 200 și, pentru că ai circulat și în regiuni care încă n-au fost recunoscute ca fiind independente, adevărat? Da, așa este. Sunt 193 de țări recunoscute de majoritatea membrilor ONU, mai avem două țări care au statut de membru, și Vaticanul și Palestina, și da. Și mai avem încă două țări, Kosovo și Taiwanul, nu sunt recunoscute de un număr suficient de mare de membri pentru a face parte. Asta înseamnă că nu le-ai văzut. Da, le-am văzut, da, preventiv, așa cum ați spus, am văzut mai multe țări și teritorii, peste 220 de țări și teritorii. Printre aceste teritorii aș enumera Groenlanda, de exemplu Transnistria, nu știm ce se va întâmpla cu ea, nu știm ce se va întâmpla acolo, practic, cu bine că mai ai multe văzut-o, teritorii. Da, zic. Așa. Am văzut, de asemenea, din Marea Caraibe, o salbă de insule, unele aparținând Franței, Martinica și Guadeloupe, altele aparținând Regatului Unit al Marii Britanii. Am văzut de curând că Antigua, după moartea reginei, dorește să organizeze un referendum pentru independență. Toată lumea va face. Și așa mai departe. Să nu ne băgăm în discuția asta. Da. Ai venit cu toate pașapoartele tale, care sunt extraordinar de multe. Sunt full de vize, așa e? Sunt full de vize, dar nu sunt chiar toate. Primul meu pașaport, din păcate, nu îl mai am, dar arăta cumva așa cum arată acest pașaport. Scrie pe el Republica Socialistă România. Dar da, el este scos în august 90. Era pe vremea când, deși nu mai eram Republica Socialistă România, nu dețineam suficiente formulare, probabil, de pașaport și toată lumea funcționa cu vechile formulare. Exact. O altă ciudățenie, acolo am niște vize de Ucraina. În liceu, în clasa 10, obișnuiam să-mi suplimentez veniturile mergând în Ucraina, în Turcia, aducând marfă dintr-o țară în alta, în Moldova, în Polonia, în Bulgaria și așa mai departe. Da, păi în clasa 10 ce poți să faci? Un ban. Și, uite, certificatul internațional de vaccinare, că trebuie să te vaccinezi în banii ăștia. Da. De câte vaccinuri ai făcut, crezi? Nu foarte multe, pentru că, din păcate, pentru malarie nu s-a inventat încă un vaccin și ești nevoie să iei pastiluțe preventive. Face acel tratament tip profilactic. Sunt multe zone unde, de exemplu, vaccinul pentru hepatita C nu îl treci în carnetul de vaccinul galben. Aici nu sunt foarte multe vaccinuri trecute, dar cel mai important este vaccinul împotriva febrei galbene. Pentru că sunt multe țări unde nu poți să intri, unde nu ai voie să intri fără acest vaccin, în special țări din partea de vest a Africii. Și pentru că tot vorbeam de acest pașaport, am multe vize, nu știu dacă se vede, sunt vize de Ucraina. Ucraina a obținut independența la un moment dat, dar au tot ștampila veche cu SSSR, cu vechea ștampila Uniunii Sovietice. Tot aici am descoperit și ștampilele pentru schimb valutar. Nu aveai voie să schimbi dolari, știu, decât sau mărci, cum era pe atunci moneda europeană forte, da, era marca, decât dacă spuneai o ștampiluță pe pașaport, te nota și erau niște sume maxime pe care le puteai schimba și așa mai departe. Când, Dumnezeu, ai avut timp să crești 3 copii? Pentru că tu ai circulat, adunat, cel puțin 15 ani. Ai fost plecat din țară. Da, de 25 de ani călătoresc, nu știu exact câți ani am legat, cât am stat și cam așa, plecat. 15-16 ani ai fost plecat. Dar am fost plecat într-adevăr. Secretul este că familia m-a susținut și am luat și pe ei cu mine, am mers împreună, soția mea a văzut și ea peste 100 de țări și teritorii, iar copiii mei
Cel mic mezinu a văzut, cred că, 42 de țări de pe lista ONU, cred că în jur de 50 de țări, da, și teritorii la 7 ani și jumătate. Adică nu poți să-i duci în locurile nebune unde ai fost tu, de era să te omoare. Nu m-aș asuma vreodată un asemenea. Bineînțeles că nu. Să fii puțin inconștient, să mergi cu copiii, de exemplu, în Yemen, în Libia, în Republica Centrafricană, mai ales că sunt țări unde n-am putut să intru ca turist și atunci a trebuit să găsesc alte formule. În Libia a trebuit să schimb un pic identitatea profesională, să obțin niște invitații, niște aprobări speciale. Acolo trebuie să ai și o aprobare de la serviciile secrete. Cineva trebuie să aibă grijă ca pe ea să înțeleagă faptul că tu vii de fapt ca angajatul nu știu cui, chiar dacă tu vii ca angajatul unei agenții de turism, dar nu aveai voie să-ți iei viza. În Yemen am intrat pe la rebel, pentru că după 6 luni de încercări de a obține viza cu tot sprijinul ambasadei Yemenului de la București, au dat seama că nu mă pot trimite în siguranță în Yemen și am găsit pe internet o călăuză din Yemen căsătorită în Oman, în Salalah. El avea un verișor la Vama Rebelă, pe partea de est, și am intrat pe la rebel, fără viză, doar mi-am pus ștampiluța în pașaport, că aveau vechile ștampile și ei se poartă treaba asta cu de câte ori era să mori în toată povestea asta? Eu zic că niciodată, pentru că nu vreau să-mi sperii familia. Știți cum e, dacă nu ți s-a întâmplat nimic, înseamnă că faci ceva bine. Că ai fost sigur, că ai fost în siguranță 100%, pentru că într-o țară cum e Republica Centrafricană sau Ciad sau Sudanul de Est, nu există loc era să ți se întâmple. Ți se întâmplă sau nu? Adică dacă era să ți se întâmple și nu ți s-a întâmplat, zi să rămână că nu ți s-a întâmplat. Dacă ți s-a întâmplat ceva, nu ți se întâmplă ceva minor. Adică nu-ți fără portofelul. Înțeleg, da. Nu-ți rupea o mână. Da, nu rămâneai fără portofel sau te înjura unul pe stradă te amenința cu un cuțit și îți spunea, ia dăm toate actele și bani. Spune-mi, te rog, în perioadele în care mergi în țări foarte periculoase, unde n-ai semnal, soția ta nu nebunește de emoție? Nebunește săraca, dar nu are variante, pentru că știe că decât să nu aibă liniște cu mine acasă, mai bine să stea neliniștită singură și să mă lase să-mi găsesc liniștea acolo unde simt nevoia. Este, da, și m-a susținut foarte mult. Cât timp făcut față. Vei mai face? Te-ai gândit vreodată? Cât timp vei mai putea face nebunia asta? Să nu știu ce să spun. Acum, din țară în țară. Acum îmi doresc foarte mult să merg în vacanță împreună cu familia, următoarele vacanțe. Cred că le voi petrece în România, cel puțin până după sărbătorile de iarnă. Copiii chiar îmi spun, tate, hai să mai stăm și noi acasă. Uite, mai punem un lemn în șemineu, da, mai punem și niște murături. Cu uratul, cu colindatul, pe la vecini, pe la prieteni. Avem un obicei, în special în vacanțele de iarnă sau în weekendurile de iarnă. Încălzim șemineu, facem un lighean mare de popcorn, facem un căzănel cu ceai și ne uităm la filmulețele cu noi. Și bineînțeles că filmându-ne din toate pozițiile, prin mașină, prin hoteluri, în fața unor obiective turistice, încercăm să filmăm dialogurile dintre noi la momentul respectiv. Când vezi o astfel de desfășurare de aventuri, nu se poate să nu râzi non-stop. Deci râdem de noi de nu mai putem. Deci avem câte 3-4 ore de râs în continuu. Dar ce vă aduceți acolo? Plizindu-ne de prostiile noastre. Bineînțeles. Vă aduceți suveniruri de peste tot? Eu am început să strâng niște magneței și după ce am umplut un perete, Carla mi-a spus, zice, băi, zice, te rog frumos, te termină cu magneți, mai dă-le și altora. Dar nu e muzeul călătoriilor aici. Și am niște sertare cu magneței pe undeva pe acolo. În schimb, avem foarte multe amintiri frumoase, cum am mai spus. Ne place mai mult să savorăm și să ne întoarcem cu suveniruri sufletești și vizuale. Și mai puțin cu suveniruri. Începusem să le cumpărăm copilor la un moment niște globulețe și după o serie considerabilă de globulețe, n-am oprit pentru că am constatat că ei vor crește și nu mai sunt pasionat sau nu de acele globulețe și așa mai departe. Îți mulțumim foarte mult, Ciprian. Multă plăcere, mulțumesc. A fost o bucurie să vezi atâtea pașapoarte și să te plimbi măcar așa virtual printr-o fel de țări. Mă gândeam la fiecare țară pe care a parcurs-o Ciprian, ce mi-aș fi adus de acolo, ce costume naționale, după care probabil aș fi făcut cadou.